154 de loturi de teren le-au fost acordate tinerilor cu vârsta până în 35 de ani de către primăria Nufăru, iar construcțiile au fost deja demarate. Tineretul până în 35 de ani poate veni în cadrul primăriei, dacă are domiciliu pe raza comunei, să-și depună cerere pentru un loc de casă cu titlu gratuit, în concesiune. Au posibilitatea, după ce construiesc casa dumnealor și fac recepția casei, au posibilitatea să-și cumpere și acel teren. Ceea ce este la o sumă mai modică, ținând cont că este pentru tineret, cam la 3 euro metru pătrat să binde. Mai departe. În ce stadiu sunteți acum? Deci putem vorbi la... Noi avem începute practic două lotizări. Lotizarea 1, care e cuprinsă, cuprinde 60 de case. Acolo avem energie, asta este realizat în proporție de 95%, loturile sunt date și construite casele. Energia electrică le-am conectat în 2014, care a costat primăria în jur de 300.000 de lei. Canalizarea avem pe strada Câmpului, care deci sunt acordate numai 30 de case. Asfaltarea pe strada Câmpului va fi în cadrul 2019-2020. Lotul 2, din 94 de case, am finalizat aducțiunea de apă în 2017, energia electrică în 2019, care ne costă pe primărie, costă primăria numărul 500.000 de lei, canalizarea e probabil în 2020-2021 să aibă și canalizare printr-un proiect pe Fondul de Dezvoltare și Investiții. Urmează apoi în lotizarea 2, pietruire de străzi și apoi asfaltare. Case construite în lotizarea numărul 2 sunt în proporție de 70%. Avem cereri în continuare. Noi avem o minută încheiată cu dumnealor. În caz de într-un an de zile tânărul nu vine să-și facă proiectul și să cât de cât să înceapă construcția, după un an de zile îi luăm dreptul de a mai avea acel lot. Și prin acest mod am perpetuat și cred că am făcut o lucrare, o treabă bună, pentru că, într-adevăr, se văd construcțiile de la o zi la alta. Deci sunt niște criterii. Sunt, absolut. Deci un an de zile îi lăsăm să-și poată proiectul măcar. Dacă n-a reușit măcar să-și facă proiectul, atunci ne îmbătăm cu apă rece. Lotizarea a doua are 5,8 hectare și lotizarea 1 are 3,4. Deci e vorba de aproape 9 hectare de teren. Cât de curând doleanțele lor referitor la canalizare se vor vedea, energia electrică le-am adus-o, apa o au, infractorul de trăire este numai pe piatră. Momentan, de moment, o să facem un nou proiect de pe, dar întâi să aducem canalizarea și după aceea vorbim de străzi. Până acum nu am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește conectatul la curent, la cum vedeți că săpăm astăzi pentru canalizare, n-am întâmpinat deloc dificultăți, cei de la primărie au fost foarte prompt și ne-au ajutat cu ce au putut. Ne-au pus în legătură cu domnul care să ne ajute să ne tragă canalizarea. Până acum nu am întâmpinat dificultăți. A fost totul bine. Cum arată casa? În ce stadiu sunteți acum? Mai aveți de lucru? Mai avem foarte mult. Cum lucrăm la interior? Niște localnici ne-au ajutat în interior. Am terminat cu instalația electrică, am terminat instalația sanitară și cea termică, iar acum urmează să ne apucăm de tencuit, adică mai avem mult încă, dar sperăm noi să ne mutăm cât mai curând. Ce credeți că lipsește? Ce ar mai trebui adăugat pentru... Vă dați seama că cu toții sperăm la o canalizare pe peste tot, ca apoi să poată asfalta și să putem fi siguri și să scăpăm de praf și să fim siguri că la iarnă nu vom întâmpina dificultăți cu dezăpezitul sau... Sperăm să fie cât mai curând posibil și bine pentru toată lumea. Suntem la temelie, la fundație temelie. Și acum după aia turnăm placa și în continuare zidurile. Când ați demarat lucrurile? Acum 2 ani și ceva. 2 ani jumate. Ce vârstă aveți? 31. Deci, practic, v-ați încadrat în criteriile dispuse de administrația locală. Cum va arăta casa la final? Ce aveți de gând să construiți? O casă normală, fără mansardă, fără etaj. Normal, o casă normală, doar parter.